Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Astăzi vă vom prezenta o frumoasă poveste a unei jucătoare de tenis din Craiova. Michelle Wetherall împlinește luna aceasta 12 ani, iar de curând a reușit o performanță remarcabilă. A câștigat locul 2 la campionatul european pe echipe Winter Cups. În cele ce urmează vom vedea povestea tinerei jucătoare legitimate la TC Stănică, câte antrenamente face pe săptămână, cât de dificil a fost să obțină atâtea trofee și ce planuri are de viitor. Cel mai recent turneu la care ai participat? La Winter Cup, la campionatele europene. Prima dată am jucat în Rusia la calificări și am câștigat locul 1. Am jucat pentru echipa Europei, eu cu încă două fete, Alexandra Petric și Popa Teiușanu Vanessa. Și turneul final a fost jucat la Londra, la Sunderland, în care am obținut locul 2. Jucăm finala cu Cehia. Am pierdut 3-0, dar e bine că măcar am jucat finala. Am înțeles de la antrenori din declarațiile lor că a fost o mare realizare Da. faptul că ați jucat finala, deoarece acest turneu din Marea Britanie a avut loc la scurt timp după cel din Rusia. Da. După ce am făcut vreo 4 zile pauză, am avut o mică accidentare la umăr. Mi-a fost puțin greu să-mi revin că am jucat pe zgură, dar totuși am luptat și am încercat să duc echipa cât mai departe la locul 2. Cum a ajutat o echipa României în Turcia, în Rusia, ce ai făcut și apoi în Marea Britanie? Ce rezultate ai avut? Păi în Rusia am jucat mai la dublu. Am câștigat toate meciurile. Și la Londra, tot la fel, am jucat numai la dublu, nu m-a băgat deloc la simplu, dar a fost mai bine pentru mine, pentru că n-a fost foarte mare presiune. Am avut de fiecare dată, în afară de finală, 2-0 și pentru mine nu era foarte mare presiune. A fost o Da. perioadă în care ne-a bătut Cehia și în Fed Cup. Da. N-ați reușit să vă luați voi revanșa. Nu. Mi s-au părut mai bune cehoaicele doar la pregătirea fizică, atât. Noi puteam să le batem, dar n-a fost să fie. Tehnic. Am înțeles. De la ce vârstă ai început să practici tenisul și de ce ai ales acest sport și nu altul? Am practicat tenisul la 4 ani și eu de mică mi-a plăcut tenisul. Eu de la un an jumate, un an am locuit la țară și mama mea mai venea din când în când la mine să mă vizita și eu mă uitam la televizor, la turnee din astea mari, de exemplu Wimbledon, Australian Open, Roland Garros și mama mea tot schimba canalul, ba la știri, ba la alte canale și eu tot pe Digi Sport sau tot acolo dăteam și imediat mama mea și-a dat seama că mie îmi place tenisul și m-a dus la vârsta de 4 ani, destul de fragilă vârsta, m-a dus la tenis. Și rezultatul ăsta s-a obținut prin muncă și bineînțeles că am fost și talentată. A fost singurul sport pe care l-ai Da. făcut până acum? Da. Când eram mai mică am mai făcut și dansuri, dar decât o zi și a doua zi n-am mai făcut. Văd în spatele tău vitrine pline de trofee. Care ar fi principalele tale realizări ca și performanțe? Ca și performanțe, am câștigat selecțiile de 11 ani. A fost unul dintre cele mai frumoase turnee. Am mai fost multe turnee frumoase, dar nu prea mi-amintesc că am mai fost un turneu. Am jucat foarte multe turnee la categoria A și vreo 4 din 6 turnee le-am câștigat, 2 le-am pierdut și ele au fost foarte frumoase, mai ales organizatorii de acolo, cu petreceri, cu programul de meciuri, a fost foarte frumos. Mai ales la Constanța am avut o petrecere la care acolo a fost un circ cu animatori, cu
animale. Ca și clasament, care a fost cel mai bun clasare ale tale? Păi, la categoria de 10 ani am fost locul 1 timp de 6-7 luni de zile. Și acum că sunt pe locul 2, mai trebuie să muncesc puțin ca să ajungi la locul 1, dar acum nu prea mă mai interesează clasamentul la 12 ani, pentru că oricum sunt deja acolo pe podium și nu mai... Acum mă interesează foarte mult să merg la turneele internaționale și să joc foarte mult la 14 ani. Și, practic, care ar fi procentul în programul tău? Cât la sută sunt turneele la 10 ani și cât la sută cele de 14 ani? Bănuiesc că te concentrezi pe cele de 14. Da. De ce mai mergi și la cele de 10? Care ar fi motivul? Păi eu nu mai merg la 10, În merg la 12, pardon. 12. Păi merg doar ca să mențin clasamentul pentru campionatele naționale din vară. Atât. După o să joc la 14 ani și internaționale. Singurul turneu internațional, a mai fost unul acum 2 ani și acum un an, dar cel mai bun a fost Winter Cup-ul. Există colegi în țară care se mențin acolo în top în clasamentul național doar prin faptul că ajung să joace finale fără să fi câștigat foarte multe turnee? Da, fata care este pe locul 1, Popa Teiușanu, care a fost în grupă, și mai este o fată, Petric, Alexandra Petric, care tot așa a fost, dar numai că este pe locul 6 în clasament, a fost în Anglia și n-a mai jucat în turnee aici, în România, de asta nu are clasamentul foarte, foarte bun. Tot ce contează este calitatea. Eu, de exemplu, eu o bat pe Popa Teiușanu, chiar dacă este locul 1 și eu locul 2. Alexandra Petric mă cam bate, dar ea este în spate, doar din cauza că a fost în Anglia. Dar acum nu mai contează pentru mine, doar din cauza că nu mai mă interesează clasamentul și o să joc la 14 ani. Cât de multă muncă este în spatele acestor trofee? Câte ore te antrenezi pe săptămână? Cât ai vacanță în timpul unui an? Vacanță nu prea am decât o zi pe săptămână de marți, adică astăzi. Ore pe săptămână fac 6, 2 ore. O oră jumate, două, depinde cât vrea antrenorul. Fac seara de la 8 jumate la 10 și un pic cu tot pregătirea fizică și în weekenduri fac 2 antrenamente pe zi. Chiar unul depinde cum e organizat, depinde cum vrea antrenorul. Și în cantonamentul la sfârșitul verii avem un cantonament foarte intens, de exemplu, 2 antrenamente pe zi cu pregătire fizică, cu masă, câteodată 3 antrenamente. Este foarte, foarte intens. De obicei, eu joc mult mai bine după acest cantonament, doar faptul că am făcut foarte multe antrenamente. Acest turneu, Winter Cup, a fost, cred că, unul din cele mai bune turnee ale mele. Am câștigat foarte multă experiență. Este primul turneu în străinătate care am avut un rezultat foarte bun. Ai mai participat la turnee internaționale care s-au ținut în România? Da, am participat primul turneu la Arad, în care am pierdut în primul tur, că am jucat cu locul 1 din... Nu mai știu din ce țară. Al doilea turneu am jucat la București, în care am pierdut tot așa din primul tur de la o fată, Andreea Negoiță. N-am jucat eu foarte bine, am avut o zi foarte proastă și de aia n-am... Puteam să o bat, aveam meciul în mână, dar m-am emoționat. Câte titluri de campioane naționale ai? Am avut anul trecut vicecampioană națională la dublu. Acum 2 ani, în 2014, am fost vicecampioană națională la simplu. Și atunci, tot în 2014, echipa Stănica a luat locul 2 la campionate pe echipe. Și anul trecut la selecțiile de 11 ani. La ce vârstă au venit primii bănuți din tenis, primele câștiguri și în bani, în afară de diverse premii din partea sponsorilor competițiilor? A fost la... Dacă ți-aminte suma? Mi-amintesc la Slobozia că am primit
Nu cred că a fost din partea sponsorilor. Am câștigat locul 2 atunci și am primit vreo 250 de lei atunci. Acum la Winter Cup am primit, în Rusia, am primit vreo 100 și ceva de euro sau de ruble. Și acum în Londra, în Anglia, am primit 105 lire. Doar atât mi-amintesc. Cred că am primit bani și la 10 ani, dar nu mai mi-amintesc. Investești mult în echipamentul sportiv, ții neapărat să ai anumite rochițe, palete de rachete de cea mai bună calitate? Da, da. Care fac diferența, bănuiesc. Da, rachetele chiar fac diferența. Orice lucru mărunt face diferența. Chiar dacă, să zicem, te incomodează Adidas, tot nu poți să te concentrezi la joc, te concentrezi numai că te incomodează Adidas-ul. Sau la rachetă, dacă vibrează, tot incomod. Se spunea pe site-ul oficial al clubului TCS Nica că ești un model de voință și dăruire pentru tenis. Ești și o jucătoare impulsivă sau ești foarte calmă pe teren? Câteodată sunt calmă, câteodată sunt mai agitată, depinde cum cum mă simt. Acum, când mai mă interesează clasamentul, acum sunt foarte calmă. Înainte, la 10 ani, conta foarte mult, pentru că fiind la început, trebuia neapărat să fiu locul 1, să mă intereseze scorul, totuși antrenorul ne spunea să nu ne gândim la scor, dar eu totuși nu puteam, pentru că fiind la început, trebuia să încep foarte bine, să încep tenisul cu locul 1. La dublu îți place să joci? Da, sunt foarte bună la dublu, mai ales la vole, în față. Poate de asta m-a băgat antrenarea federală la Winter Cup la dublu, doar pentru faptul că sunt foarte bună și la vole sunt, cred că, cea mai bună din din ferete la categoria asta. Iar la simplu, care este lovitura ta forte? Dreapta, forehand-ul. Și mai îmi place foarte mult și lovitura de smash. La când dau în el, parcă mă eliberez. Dar depinde. Unele smash-uri nu-mi ies, mă mai enervez și altele mie și mă simt foarte bine. Care este cea mai memorabilă victorie pe care ai obținut-o? Cea mai memorabilă a fost la campionatele de 10 ani, la selecțiile de 11 ani și acum la Winter Cup. Și o înfrângere pe care ai uitat-o destul de greu? Finala de la 10 ani. De n-am putut să uit. Și acum la campionatele individuale de iarnă am pierdut tot așa de la aceeași fată, tot de la Alexandra Petric. Sunt multe sportive care sunt legitimate la cluburi mici. Tu ești la un club unde sunt sportivi de toate categoriile. Cum te avantajează acest lucru și cum te înțelegi cu colegii? Mă înțeleg destul de bine cu colegii, mai ales am o colegă, Bianca Gheorghe, care cu ea mă înțeleg foarte bine. Cred că cu ea fac cel mai bine echipă la dublu, chiar dacă ea este la categoria de 14 ani. Mă înțeleg foarte bine cu un coleg de-al meu, Darius Bălan, care a câștigat acum campionatele naționale de iarnă, și mai înțeleg destul de bine cu Alexia Țecu, nu prea participa la turnee, este la tot așa la categoria de 14 ani. Și atât. Care este jucătoarea ta preferată și jucător, dacă... Jucătorul meu preferat este Novak Djokovic, mai îmi place și de Federer, muncește foarte mult și nu l-am văzut deloc enervându-se pe teren. Foarte rar, dar nu prea am băgat de seamă. Ai primit o carte cu el? Că a fost premier la campionatul național. Da, am primit o carte cu el. Și jucătoarea mea preferată este Martina Hingis. Cum mi-a zis mie antrenorul, că la joc semen foarte mult cu ea. Și îmi place și de Serena Williams, fiindcă este foarte rea pe teren. Nu... Este ca un câine pe teren, nu lasă nimic. Și tot ce îmi place mie la Halep este că muncește foarte mult. După performanțele jucătoarelor noastre, care sunt destul de multe în top 100, ai observat copii că vin mai mulți la inițiere la clubul vostru? Da, chiar am observat. Au început să vină foarte mulți copii la clubul nostru și pentru domnul antrenor chiar e foarte bucuros că
El muncește foarte mult pentru copii și dorește foarte mult ca orice copil să ajungă foarte mare. Ce competiții mai în 2016? Mai am în martie la Constanța, tot așa, într-un de categoria A. După campionatele naționale, o să mai am și selecțiile de 12 ani, că am văzut că o să apară selecții de 12 ani. Așa mi-a zis antrenoarea federală. Aceste selecții sunt pentru crearea lotului național. Da, da, da. Și după campionatele naționale o să încerc să merg la turneile internaționale la 14 ani, la... chiar o să încep să joc și la 16 ani, dar... Încet o să joc și la 16 ani. O să joc și la 14 ani toate turneele categoria A, ca să-mi fac clasament, chiar dacă acum sunt pe locul 66, parcă la 14 ani, chiar dacă am jucat la turneele doar aici, în Craiova, am câștigat și eu câteva puncte. Cât de mult contează psihicul într-un meci? Contează foarte, foarte mult, că dacă nu stai bine cu psihicul, nu poți să duci meci până la capăt sau turneul până la capăt. Dacă te gândești, de exemplu, la dacă greșești, dacă așa, chiar greșești, chiar se întâmplă și pur și simplu nu te mai gândești la meci, la ce trebuie să faci și pierzi. Până la ce vârstă te vezi practicând tenisul de câmp? Până m-am gândit până la 27 de ani. La școală cum merge? Merge chiar foarte bine, chiar dacă lipsesc cu săptămânile de la școală. Fiind prin turnee, am lipsit foarte mult acum că am fost la Winter Cup și chiar mă descurc foarte bine cu școala. Chiar fac meditații la română, matematică și o să încep și la engleză. Am note foarte, foarte bune. Chiar pentru mine, chiar muncesc zilnic, merg la turnee săptămânal. Nu cred că mă descurc bine, cred că mă descurc foarte, foarte bine. Spuneai că cam până la 27 de ani vrei să joci tenis. Pe ce loc WTA vrea să urci? Sau unde crezi că poți să ajungi? Bineînțeles că pe unul. După aceea să mă las de tenis, vreau să mă fac antrenoare și să ajung și fotomodel. Vreau să-mi fac o academie când o să fiu mai mare, la 18, 19 sau chiar 20 de ani. Vreau să-mi fac o academie, să-i ajut pe copiii cei care au probleme. Și după ce îmi fac un club al meu, vreau să, cu banii care i-am primit acum, sau cu banii cu care o să-i primez la turneele astea mari WTA, vreau să-i ajut pe un sfert din banii ăia, vreau să-i ajut pe copiii cu probleme destul de mari. Spune că ai susținere puternică la competiții. Știu că mama ta a fost cu tine acum. Da, mama mea o susține foarte, foarte mult. Lasă câteodată serviciu doar pentru mine, lasă foarte multe lucruri financiare doar ca să mă ajute pe mine. Doar cu mama mea stau pe că tatăl meu... pentru mine nu există. El, mama mea a divorțat de el, de asta am eu numele ăsta de Wetherall. Îmi doresc foarte mult să schimb acest nume pentru este cetățean străin? Da, da, este britanic și îmi doresc foarte mult să schimb acest nume pentru că nu mă reprezintă. Vreau să am numele mamei. Practic toate rezultatele le dedici dumnei. Da, 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 da. Și prima dată îi mulțumesc mamei mele că mă ajută și după aia îi mulțumesc antrenorul meu pentru că m-a ajutat și mă ajută să fiu cine sunt, să ajung foarte mare campioană. Te referi la domnul Marin Stănică? Da, da. Îi mulțumesc tot clubului, lui Marin Stănică, Victor Stănică și lui Oana Stănică. Spuneai că ai un vis pentru vârsta de 16 ani, să participi la un Grand Slam de da, junior. Da, vreau să particip la Roland Garros, dar mai întâi vreau să fac clasament internațional, mai întâi să fac clasament de la Tennis Europe și după aia la ITF, doar ca să joc la Roland Garros sau chiar la alte Grand Slam-uri. Vreau să ajung ca Martina Hingis, că și ea la 16 ani tot la
a câștigat Roland Garros și vreau să îl câștig și eu. Practic ai fi la o aruncătură de păzi de marile jucătoare la da. Turneele de Grand Slam. Da, da. Vreau să mă bag cu cele mai bune jucătoare. Chiar acum la Winter Cup am jucat cu cele mai bune echipe, cele mai bune din cele mai bune țări. Și am luat locul 2, deci este un restart foarte, foarte bun. Puteam să iau și loc, să luăm și locul 1, dar nu s-a putut. E bine și locul 2, într-un fel. Este un copil talentat, un copil care îmi dă sens vieții. Ea este obiectivul meu. Dacă mănânc, trebuie să mănânc ca să fiu sănătoasă, să-mi cresc copilul. Dacă muncesc, trebuie să muncesc ca să-mi cresc copilul. Deci dă sens vieții. Sunt foarte mândră de ea și îi mulțumesc Dumnezeu. Are un program foarte încărcat la antrenament. Trebuie să aveți disponibilitate la program să-i fiți alături. V-a fost greu? Da, nu este ușor ca o mamă singură, că eu sunt un părinte singur, țin loc și de mamă și de tată. Nu este deloc ușor să... ai o afacere pe rol, să fii părinte la copilul tău și copil la părinții tăi, pentru că eu am părinți în viață încă, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt în vârstă și trebuie avut grijă și de ei. Și pe deasupra să mai facem și performanță, nu mă plâng, spun simplu că ușor nu a fost și nu este, însă oricât ar fi de greu, nu ne oprim decât acolo unde ne este locul. Asta pentru că este meritul copilului. E un sacrificiu care, ca orice mamă, ca orice părinte, trebuie făcut. Ați însoțit-o la cele două turnee Winter Cup. Cum a fost? A fost o experiență de excepție. Am fost emoționată până la lacrimi în momentul în care am auzit imnul țării noastre pe podium, atât la deschiderea oficială cât și la premiere. Sunt niște emoții de nedescris, să știi că copilul tău reprezintă o țară. Mititica, la vârsta asta, având în vedere că majoritatea copiilor se joacă și au o copilărie, nu, ea nu are copilărie, jucăriile ei sunt mingile și rachetele, ca să zicem. Deci da, trebuie să ajungem acolo unde este destinul. Ea ne-a spus ceva și de modeling. Da, cochetează cu moda, deși n-are timp Mititica să poarte o rochicioară, să zicem așa. În schimb, desenează foarte mult. Ea, când a spus de modeling, s-a referit foarte mult la designer în modă. Da, ea spunea mami, pe la 27-28 de ani, cred că o să fiu suficient de în vârstă să nu mai joc tenis, mă las până atunci și aș vrea să fac fie arhitectură, fie modeling. La modul ăsta s-a referit copilul să fie designer. Îi place foarte mult să deseneze și vă spun sincer că eu când mă îmbrac îi cer ei părerea pentru că are gusturi. Spunea că vrea să participe la turnee de Grand Slam de juniori, vor veni turneele ITF care... presupun costuri foarte mari. Da, sunt costuri și aici ne referim la faptul că trebuie un transport asigurat, trebuie o cazare asigurată, o săptămână, două cât stai, dar asta este. De-aia muncesc de dimineața până seara, am două servicii. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, iar în încheiere vă urez să aveți o primăvară frumoasă. La revedere!